Bom 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 În mijlocul satului Tabăra se află o mănăstire cu o obște care număra odinioară peste 175 de călugărițe. Mănăstirea Tabăra a fost întemeiată, după unele surse, de boierul Gheorghe Ruso în anul 1784, iar după altele de vătaful acestuia Darie Carp. Mănăstirea întrunește două biserici, una de iarnă cu hramul Adormirea Maicii Domnului, construită în 1828, pe locul unei vechi biserici de lemn din secolul al XVIII-lea, și una de vară, cu hramul Sfânta Treime, ce datează din 1857. În 1960, mănăstirea a fost închisă de către autoritățile sovietice. Maicile au rămas însă în căsuțele din jurul mănăstirii, în speranța redeschiderii ei. Abia în 1989, mănăstirea a fost redeschisă. După acest an, s-a început restaurarea și restabilirea ansamblului monastic. Mănăstirea se reînființează în 1990. Ansamblul mănăstiresc a fost completat cu un corp de chilii situat în apropierea Bisericii Sfânta Treime. Pictura a fost reînnoită în perioada anilor 90, pictura originală datat din anul 1956. Mănăstirea Tabăra își așteaptă credincioșii ce doresc să aibă parte de un moment de liniște sufletească și de rugăciune.